văzut brioșa mea făcută fără făină. Nu înțeleg de ce mănânci așa ceva, Sherwood. Am alergie la drojdie. Nu e rea după ce te obișnuiești cu gustul de carton. Ei bine, în felul ăsta eu voi mânca mai mult din prăjitura Lolei. Cine a spus că-ți dau ție? Dumnezeule, nu-i aici! Bine, Angelo, haide, dă-mi-o. Poftim? Nu e la mine. Hei! Unde e prăjitura mea? Relaxează-te, Alonso, nu ți-am luat eu gogoașa. Nu, a dispărut. Bomboana mea cu unt de arahide a dispărut. Cine ar face așa ceva? De ce? De ce? Hoțul de dulciuri a comis-o din nou. E a treia oară în această lună. Ei bine, a sosit momentul să ripostăm. Hoțul de dulciuri. Dar... Wow! Dar aici miroase îngrozitor de urât. Orice ar fi, e în frigider de anul trecut. Iar aceea de deasupra nu e glazură. Nu-ți face griji, tată, nu am să o mănânc. E pentru un proiect. Grăbește-te, îmi vine rău de la miros. Planul numărul 1. Pune momeala în capcană. Nu puteam găsi o momeală mai apetisantă. Ne trebuie ceva sfărâmicios, hai! Dumnezeule! O lăsăm acolo! Cu toții știm că un triunghi drept are un unghi drept în el. Am prins ceva. Sherwood, ai adus lupa după cum ți-am cerut? Fii atent pe unde pășești, aiuritule. Amice, nu mă atinge. Ha! Dacă se dovedește că am dreptate, vom afla identitatea hoțului, acesta fiind Clyde. Negativ. Este mătreață, cred. Scârbos. Angelo! Planul 2. Hoțul va mânca acest croissant. Apoi trebuie doar să sunăm și să-l găsim. Disecția a reușit. Telefonul. Crezi că e absolut necesar? Tocmai am descărcat câteva tonuri de apel grozave. Nu-ți face griji, îl vei primi înapoi în cele din urmă. Ești foarte haios. Scoateți-vă manualele de biologie, în liniște! Știe cineva unde ne situăm în lanțul trofic? Maneti? Noi mâncăm de toate. Terminați! Veniți cu toți în jurul laptopului meu. Vreau să vă arăt un film. Treceți la loc. Deschideți manualele la pagina 12. Să dăm un telefon spre stomacul hoțului. Cum facem asta, expertule? Nu mai avem telefonul meu. Liniștește-te, îți vom recupera telefonul. Acestea sunt instrucțiunile. Da? Domnule Fit, Lola nu se simte bine. Puteți o ajutați? Bine. Sună pe Lola din 30 în 30 de secunde. Ține-l ocupat pe domnul Fit pentru ca Sherwood să aibă timp să sune. Lola, ce-i cu tine? Simt că mă apasă ceva în stomac.
Cred că voi vomita. Sau poate că nu. Și eu voi găsi telefonul. Ar trebui să merg acasă. Oare ce am mâncat aseară? Știam că nu trebuia să mănânc din rețeta secretă. Oh, Doamne, nici măcar nu mai văd bine. Deci tu ești hoțul de dulciuri. Da, și ce vei face în privința asta? Ajută-mă, Sherwood, sunt în baie. Hei, cred că mi-am revenit. Cu cine ai vorbit la telefon? Cu ajutoarele mele, s-a terminat. Vor veni imediat. Nu este vina mea deloc. Mama nu vrea să-mi dea dulciuri până în anul 2020. Până atunci voi fi absolvit școala. Lasă-l în pace, Angelo. Categoric, nu aș rezista o zi la școală fără dulciuri. Bine, Manetti, uite cum facem. Tu nu mai furi dulciuri, iar noi îți vom aduce și ție. Mama face o prăjitură grozavă cu ciocolată. Iar mama îmi dă aceste brioșe fără făină. Scârbos! Bine, Angelo, ne-am înțeles, dar nu vreau prăjitură de la el. Are un gust de parcă aș mânca nisip. Au, ce fracția mea! Au! Au! Stați pe loc, dacă fugiți va fi rău, rău. De-a dreptul scârbos. Azi dimineață m-am spălat pe păr. Nu ne vom lăsa noi doborâți de biluțele lui Manetti. Lola, dă-mi paiul. Angelo, o vei păți. Manetti are experiență de 12 ani la suflat biluțe. Nu-mi pasă de asta. Sherwood, dă-mi hârtie. Nici gând, nu-ți dau nicio pagină din teza mea. Carburanți pe bază de bezea în locuitorii benzinei. Mai degrabă încep să scap. Sherwood, nu! Încetează! Criza globală de combustibil mai poate aștepta. Război cu biluțe de hârtie. E dezgustător. Cum vei plăti, Manetti? Ține ușa deschisă! Ține ușa deschisă! Iar începe ora. Au! Poate ar fi mai bine să-i spunem domnului Fit înainte de oră. Profesorii îi consideră vinovați pe cei pârâcioși. Au! Va trebui să rezolvăm singur problema. Grozav! Deschideți-vă manualele la capitolul despre bătălii medievale. Exact lecția de care Manetti avea nevoie. După ce terminăm cu el, va fi de domeniul trecutului. Prima regulă a războiului este să-ți construiești o apărare bună. Așa, hai, să ripostăm! Hai încoace! La atac! Hai, băieți! La atac, haide! La atac! Așadar, să stăm de vorbă despre războaiele medievale. După cum ați citit, în Europa, evoluția tehnologică a dus la transformarea dramatică a războiului. Așadar... Coborâți acum manualele ca să vă pot vedea! Trebuie să rezolvăm problema în timpul orei, altfel în curte ne-ar distruge. Măcar aici la oră suntem apărați datorită domnului Fit, care acum folosea fortărețe și arme de asediu. A doua regulă a războiului. Armele mai bune îți oferă un avantaj. De ce depind nivelul de experiență și abilitatea de manevrare tactică a armelor medievale?
Așa e, depinde de perioadă și de regiune. Pentru bătălii, pregătirea tactică de dinaintea luptei constă de obicei într-un consiliu al liderilor de război. Ați citit cu toții despre catapulte? Tunurile. Cu toții știm ce sunt tunurile. Au fost folosite pe câmpul de luptă spre sfârșitul perioadei medievale. Aveți întrebări? Ce fac acolo? Aveți întrebări? Lola, ești atentă? Atunci spune-mi în ce an a avut loc bătălia de la Hastings. 1066. Da, în anul 1066. Lola, știi regulile. Fără gumă în timpul orei. Scuipo! Acum urmează contraatacul. Războaiele nu au loc fiindcă două țări nu se înțeleg. Sunt o serie de factori politici, economici, religioși sau istorici care pot da naștere unui război. Okay. Așadar, ați înțeles. Războaiele nu au loc fiindcă... Da! Bine! S-a întâmplat ceva? Dacă nu puteți sta liniștiți împreună, atunci vă despart. Sherwood, du-te acolo. Lola, tu acolo. Angelo, stai pe loc. E în ordine și asta face parte din planul meu. Un război de proximitate. Au! E un război ce are loc atunci când cele două puteri folosesc o a treia națiune. A treia regulă a războiului. Pentru a mări raza de acțiune, răspândește-ți trupele. Grozav, începe distracția. Acum, manetii trebuie să lupte cu noi din trei direcții. Firește, tunul este o armă tubulară de artilerie, care la începuturi era foarte primitivă. Aceasta este lecția de astăzi despre... Hei! Stați așa! Angelo! Lola! Sherwood! Mergeți în biroul directorului acum! Sper să funcționeze! Dar, domnule Fit, nu v-am deranjat ora. Am fost atât de inspirați de lecția despre bătălii, încât imaginațiile noastre au fost copleșite. Am dorit atât de mult să experimentăm o astfel de bătălie în realitate, încât am recreat-o. Poftim? Angelo, chiar ai pretenția să te cred? Ai doar 2 minute să-mi explici totul. Totul a început când ne-am aranjat manualele de parcă am fi fost sub asediu, precum faimoasa bătălie de la Chateau Gaillard. Aha, continuă. Nu-mi vine să cred că l-ai convins pe domnul Fit să nu ne facă probleme. Era să fim prinși, dar din fericire profesorilor le place când cred că ești atent. Tot mai trebuie să scăpăm de manetii. Nu, nu-ți face griji. Suntem pe cale să câștigăm acest război. Am folosit ceva ce nu exista în perioada medievală. Computerul? Nu, i-am turnat caramel în pai. Haideți odată, băieți! Unde fuge? Iar așa, jocul Jamario World va fi tot acolo până ajungem noi. Super, nu e coadă. Priviți de ce? Maneci. Se pune cu mine? Îi arăt eu lui. Nu! De ce nu mă lași? Nu-l provoca pe Maneti. Crede-mă, știu ce spun. Crede-mă, Lola, nu e nimic mai îngrozitor decât să fii strivit de cele 80 de kilograme ale lui Maneti. Lola, te sfătuiesc să-l lași pe Maneti să câștige. Oh, frate! Niciodată! Lasă-l pe Maneti să câștige. Îl facem noi cumva pe Maneti să câștige. Dar fără ca Lola să afle, bine? Întocmai! Prima strategie. Deconectăm aparatul pentru ca Lola să nu poată câștiga.
3, 2, 1, luptă! Da! Gata! 11.200.000! Te-am bătut, Maneti! Ești bună, dar eu sunt mai bun! Nu putem fi prea direct, de aceea Sherwood le va distrage atenția. E rândul tău. 3, 2, 1, luptă. Wow, chiar ești un tip grozav, amice. Să știi, am scorul cel mai mare. Am scorul cel mai mare. Ce? Oh, da. Ia stai, de când ești acum mai mare decât 11 milioane? Cine e cel mai tare? Maneti, eu sunt mai bun. E de-a dreptul ridicol, să știi că nu-i corect. Dar are dreptate. Da, hai să venim mai târziu să ne jucăm. Revanșa, Maneti. Bine, mi-e milă de tine, hai, joacă. Să te văd acum. Bine, ce să vezi? Am fost atât de aproape. Sher, avem nevoie de niște lucruri. De ce nu pot să aduc eu lucrurile? Pentru că tu deja ai skateboardul în mână. Bine. Vestea bună e că îl joacă de mai puțin de un minut. Vestea rea e că Lola îl conduce cu 29 de milioane de puncte. Nu-ți face griji, am eu un plan. Ce e? Super, o prăjiturică, îmi place. Nu e pentru tine, privește. Și miroase. Da! Da! Oh, un bănuț. Da. Da. Incredibil. Wow. Da. Da. N-a ținut figura. Oh, la asta nu m-am gândit. Concursul a atras mulți copii. Se pare că mirosul lor estompează mirosul prăjiturii. Wow. Nu te teme. Nu se termină până când Maneti nu stă jos. Sher, ajută-mă să recalculez unghiul de atac. Maneti mai are nevoie de încă 3 combouri ca să câștige partida. Prima mișcare o facem de la podul mobil, iar a doua de la trambulină. Și dacă soarele bate cum trebuie, putem folosi o umbrelă de la cel mai înalt vârf al trambulinei. Astfel va face și ultima parte a combo-ului. Țin minte 7, adăugăm factorul vânt, trebuie să le facem pe toate în mai puțin de 2,7 secunde. E imposibil! Nimic nu e imposibil când îți salvezi prietena de cele 80 de kilograme ale lui Maneti. Ce? Da! Da! Wow! E egalitate! Maneti n-a câștigat! Da! Nu! Nu credeam că voi întâlni vreodată o fată la fel de bună ca mine la jocuri video. Tu glumești cumva? Maneti a terminat. Ei bine, se pare că până la urmă totul s-a rezolvat, ha?
Ce vrei să spui? Ăsta e cel mai groaznic lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Îți vine să crezi? Manetti, mă place!